Bună ziua, dragi elevi! Ce am avut de pregătit pentru astăzi? Domnul, eu nu mi-am făcut un exercițiu pentru că am fost la înmormântarea bunicii și n-am avut timp. Nu ți-ai făcut tema? Toată lumea scoate o foaie de hârtie! Bună ziua, copii! Astăzi v-am adus niște fișe de lucrat în echipă. Înainte să vă dau fișele, voiam să vă întreb, ați lucrat ceva acasă, v-ați făcut tema? Domnul, eu nu mi-am făcut tema pentru că m-am trezit un pic cam târziu azi dimineață și n-am mai avut când să o fac. A, nu e nimic, stai liniștit, mi-o aduci data viitoare, ok? Bun, copii, scrieți așa. Fenomenul de electrizare a fost consemnat pentru prima dată de Thales din Milet, circa 624-547 înainte de Hristos. Legenda spune că el a observat electrizarea prin freca... Andrei! Ce faci cu telefonul ăla? Nu v-am spus că n-aveți voie cu telefoane timpurii? Vino cu așa, pune-l beca... Alo? A, bună, iubi, ce faci? Mă scuzați, copii, e de la minister. Ați scris ultima chestie pe care v-am zis-o? Bun. Scrieți așa. România a fost o țară învingătoare și toate țările celelalte se temeau de ea. Domnul, pot să mă duc până la baie? Marcel, de ce n-ai fost la baie în pauza de acum jumătate de oră? În plus, ești clasa 8-a și poți să te ții până la pauză. Continuăm. Marele voi votare, Ștefan cel Mare, care... Copii, bine ați venit la ora de geografie. Astăzi vom vorbi despre așezarea României și relieful ei. Dar mai înainte vreau să vă povestesc ceva. Și așa, copii, a fost excursia în Delta alături de soția mea și cei 5 copii ai mei foarte drăgălași. Acum putem începe lecția. Scrieți! S-a sunat. Cine se ridică din bancare? 2. Scrieți! Bună ziua, copii! Astăzi, la ora de civică, vom învăța despre Constituție. Bă, coaie, ce e aia Constituție? Ei bine, pentru a înțelege mai multe, va trebui să scrieți din carte de la pagina 69, 70, 71, în timp ce eu voi sta pe Facebook. Puteți începe! Salut! Eu sunt Gami. Sper că v-a plăcut acest sketch pentru că am muncit destul de mult la el. E primul sketch de genul ăsta pe care îl fac cu green screen. A fost destul de greu pentru că în primul rând am găsit niște poze cu o clasă pe internet și a trebuit eu să-mi fac poze la propria clasă. Ceea ce a fost destul de nașpa, dar cel puțin am reușit să fac acest videoclip. Ce să vă mai zic, acest videoclip a fost inspirat și adaptat după Things That I Found Stupid About School de la Grey Day Underay și am mai luat câteva chestii de la Shelly, așa că vă rog să nu-mi săriți în cap, v-am zis asta și la începutul videoclipului. Mă gândeam cum să nu îl copiez pe Shelly în unele chestii, dar bă, da, nu venea altă idee, nu știam ce să fac, așa că am zis, aia e, lasă-l să iasă mai ca lumea și să iau câteva chestii să mă inspir după Shelly decât să... nu iau nimic și să fie mai nasol. Asta e, vă rog, nu-mi săriți în cap. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe acel ton de like, să vedem câte like-uri putem strânge la acest episod foarte, foarte, foarte șmecher după părerea mea și să-mi spuneți în comentarii ce vă enervează pe voi la școală. Sunt tare curios și dacă strângem mai multe idei interesante, poate facem și partea a doua dacă vă place acest videoclip și avem niște idei bune. Bun, cam asta a fost și cu acest videoclip. Eu am fost Gami, sper că v-a plăcut, iar noi ne vom vedea data viitoare. Bye.